ambele camere, dar și să fie sesizată la Curtea Constituțională de către avocatul poporului. Da, ce vă miră. Emiterea ordonanței de urgență a avut la bază nevoia de reglementare a condițiilor de organizare a alegerilor parlamentare anticipate. Nu a existat reglementare privitor la alegerile anticipate și era indispensabilă această reglementare, astfel încât să existe o garanție a încadrării în prevederile constituționale a reglementării legale privind organizarea anticipatelor. Sigur că, în plus, noi am făcut un lucru care credem că este mai mult decât normal și firesc. Am extins și la alegerile parlamentare sistemul de vot din diasporă, care a funcționat la alegerile prezidențiale, cu care de altfel toate partidele au fost de acord, și anume votul prin corespondență, votul 3 zile, posibilitatea de a înființa secții de votare la cererea cel puțin 100 de cetățeni din diasporă, niște reglementări care au funcționat foarte bine la alegerile prezidențiale și care au permis fiecărui cetățean român care se afla în diasporă să-și exercite dreptul de vot în cele mai bune condiții. De asemenea, am majorat numărul de parlamentari care reprezintă diaspora pe baza unor date certe. Practic, în alegerile prezidențiale au votat 1 milion de români în diaspora. De asemenea, există peste 800.000 de cetățeni români cu domiciliu în străinătate înregistrați oficial, care au dreptul de reprezentare parlamentară, și ca atare am dublat numărul de parlamentari care reprezintă diaspora. Sigur că există o prevedere care este contestată, dar care, din punctul meu de vedere, este de natură a adânci democrația, de a permite exercitarea dreptului de vot și pentru persoanele care în ziua votului, din motive independente de ei, se află în alte județe decât județele de unde sunt localitățile unde au domiciliu. Această prevedere introdusă, care are un caracter de noutate, nu face altceva decât să îmbunătățească condițiile de exercitare a dreptului de vot, să adâncească democrația, și nu văd absolut niciun fel de problemă odată cu introducerea acestei prevederi. Vă așteptați să fie respinsă în cele două camere ale Parlamentului această ordonanță pentru anticipare? Eu îndemn parlamentarii la rațiune, îndemn la o analiză a textului actului normativ serioasă. Foarte multe poziții au fost exprimate înainte de studierea efectivă a documentului și consider că poate exista o majoritate parlamentară care să adopte această ordonanță, iar dacă există o majoritate care are obiecții privitoare la un articol sau altul, poți să modifice articolele respective. Domnule premier, asta să spui că respinge din start ordonanța, adică nu ești de acord cu condițiile de vot mai mult decât firești și demne de civilizația europeană din mileniul 3 de exercitarea dreptului de vot în diasporă. Poate să zică cineva că nu este de acord cu mărirea reprezentării diasporei în condițiile în care, în mod evident, este necesară această creștere a reprezentării parlamentare a diasporei. Eu, sincer, prefer să aud argumente, nu declarații beligerante care n-au în spate niciun fel de argument. Au fost primari care spuneau că vor ataca în instanță decizia guvernului de a opri finanțarea pentru mai multe proiecte și se lăudau chiar că au câștigat în trecut. Vă așteptați la asta? Nu știu la ce, n-am auzit o astfel de poziție. Era vorba despre dacă se vor sista finanțările. Pe cum se sisteze finanțările? Deci noi asigurăm finanțarea lucrărilor de investiții care se derulează în localități cu finanțare de la bugetul de stat, fie în Programul Național de Dezvoltare Locală 2, fie în Programul Național de Dezvoltare Locală 1, că mai sunt proiecte încă din PNDL 1. Mai mult decât atât, finanțăm încă câteva proiecte care au fost lansate în 2006 prin ordonanța 7, dacă vă puteți imagina. De asemenea, susținem și asigurăm finanțarea pe investițiile care sunt derulate prin Compania Națională de Investiții, astea sunt niște gogorițe. Sigur că am stopat furăciunea numită Fondul de Dezvoltare și Investiții.
Asta am stopat-o și e normal să fie așa. De altfel, nu știu dacă ați urmărit, dar deja există cercetări foarte serioase din partea procurorilor privind legalitatea derulării procedurilor de atribuire a contractelor în cadrul FDI și, de altfel, pentru FDI nu e sursă de finanțare. Asta este o chestiune. Noi am făcut, practic, ordine în ceea ce privește finanțarea proiectelor de la bugetul de stat. Ați vorbit și despre alocații și spuneați că nu toți banii ajung pentru nevoile copiilor. Ce veți face în acest sens? Veți modifica acest sistem în care sunt practic distribuite alocațiile? Deocamdată nu am luat nicio decizie, ci numai am dat un exemplu. În alte țări, de exemplu, pentru a stimula familiile cu mai mulți copii, există o reducere a impozitului, care e tot o formă de sprijin a familiei cu mai mulți copii. Sigur, nu e alocația pentru copii. Se pot găsi soluții prin care să ne, cum să spun, să ne asigurăm că banii pot fi cheltuiți numai în interesul copilului. De exemplu, pot să existe sistemul de vouchere, adică acordarea formă de vouchere, poate exista. Deocamdată nu am luat nicio decizie. Dacă eu spun ceva, imediat o să apară știri că cine știe ce vrea guvernul Orban. Vom lua o decizie în această privință. Deocamdată, repet ceea ce am spus cu fiecare ocazie, competiția demagogică, populistă, de la nivelul Parlamentului, care a ajuns în situația să respingă ordonanța de urgență privind prorogarea termenului de intrare în vigoare, în condiții în care știu foarte bine că nu există prevedere în legea bugetului de stat și în legea bugetului asigurării sociale de stat pentru a putea face plățile conform legii care a adoptat-o Parlamentul, arată că irresponsabilitate, demagogie, minciună și, până la urmă, dezinformare față de cetățenii români, pentru că le trezesc speranțe pentru care nu există acoperire în realitatea legală și constituțională. Domnule Orban, privind organizarea alegerilor locale, ne-ați avansat acolo o dată, 14-21 iunie, vorbim de alegeri locale probabil, în două tururi sau și de alegeri anticipate? Păi nu, aici este vorba de alegerile locale. Primarii m-au întrebat când estimez că vor fi organizate alegerile locale și am răspuns că cel mai probabil, în data de 14 iunie, dar și prezentat argumentele. Că pe 31 și pe 7, fiind sărbătorii creștine, rusalile, ar fi o impietate să organizeze alegeri când sunt sărbători creștine, așa ceva nu se face. Și atunci, termenul de 24 mai pare un termen, este un termen destul din scurt și e cu mult timp înaintea încheierii mandatului, așa că cel mai probabil va fi data de 14 iunie. Domnule primar, certificatele de handicap, spuneați dumneavoastră în sală, că sunt foarte multe certificate de handicap. Au crescut foarte mult. De exemplu, în Vâlcea, unde știu sigur că a crescut foarte mult numărul, dar am mai primit semnalări de la mulți primari, în special din mediul rural, că aceste comisii de expertiză pentru încadrare a persoanelor cu dizabilități au dat pe bandă rulantă certificate de încadrare și pentru persoane care nu erau în drept. Secția de procurori a CSM acuză presiuni după ce doi dintre membrii săi au fost chemați la audieri de secția de investigare a magistraților. Amenință chiar că vor sesiza Comisia Europeană. Cum vi se pare în condițiile în care a fost... Un motiv în plus ca să desfințăm secția specială. Și ce șanse credeți că sunt să se desfințeze? Dacă actualul Parlament nu va adopta reglementarea, cu siguranță după alegerile anticipate va exista o majoritate care va aproba această reglementare de desfințare a secției speciale, cum de altfel este necesară adoptarea mai multor reglementări, pentru că obiectivul nostru este ca într-un timp cât mai scurt să putem să ridicăm mecanismul de cooperare și verificare prin punerea în practică a recomandărilor care sunt cuprinse în raportul anual. Vă mulțumim! La revedere!